În cadrul vizitei de lucru efectuată joi în Valea Jiului, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a avut și o întrevedere cu reprezentanții ai Complexului Energetic Hunedoara și ai sindicatelor miniere din zonă. Discuțiile s-au axat pe căile prin care se pot rezolva pe termen lung problemele CEH, dar și ale Văii Jiului, o zonă în care activitatea minieră trebuie înlocuită cu alt model economic de dezvoltare. Am convingerea că situația aici, în Valea Jiului, se poate schimba. Și o să vă dau trei direcții pe care eu le văd. Una este aceea sprijinului temporar pentru cei afectați de închiderea minelor, inclusiv activitatea de producție energetică. De asemenea, o altă direcție este aceea atragerii de investiții. Și pentru a atrage investiții este obligatoriu ca autoritățile locale să se așeze la masă cu guvernul și să găsească un set de măsuri, de facilități, astfel încât să atragă investiții în zonă. Fără investiții va fi foarte greu. Și a treia direcție este aceea atragerii fondurilor europene pe programul de tranziție justă, întrucât aici vorbim de o întreagă zonă afectată prin închiderea unor activități care în momentul de față nu mai au susținere la nivel european. Ministrul Raluca Turcan spune că a stabilit cu reprezentanții minerilor discutarea unor propuneri concrete privind modificarea legislației în sensul acordării de sprijin financiar într-o nouă întâlnire care va avea loc săptămâna viitoare la Ministerul Muncii.